ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția domnului primar 530 din 16.11.2007. Din cei 15 consilieri, sunt prezenți 13, absențând motivat domnul Neniu. Nu, Neniu vine, m-a sunat acum, vine mai greu, dar vine. În 5 minute vine. Și domnul Petrișor Claud, fiind prezenți toți consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum ați luat cunoștință și din invitația transmisă, sunt 9 proiecte pe ordinea de zi, plus 3 pentru care s-a primit avizul acum, aprobarea documentației tehnico-economice bazate pe cea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiție, construire, dispensar medical uman în localitatea Oicuri, modificarea HCR numărul 27 din 14.3.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, grădinița Poiana Însărată și modificarea HCR 26 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, grădinița numărul 3, Oituz, peste Vale, Comuna Oituz, județul Bacău. Având în vedere că Comisia Economică a întocmit rapoartele de avizare, supun Consiliul Local ordinea de zi modificată cu cele trei proiecte de hotărâre. Deci stați în picioare, domnul viceprimar. Da, înainte de Deci, vin cu o propunere înainte de a începe ședința. Am dorit să facem un moment de recolegiu pentru fostul primar, care a murit acum vreo două săptămâni, Fichioș Pavel. A fost primar în 1960-1967. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi dați voi să mai adaug ceva la ce a propus. Domnul Fichioș Pavel, în cei 7 ani, a fost singurul primar care s-a opus colectivizării comunei Oituz, pentru care a fost și schimbat. În perioada aia. Deci el a fost singurul care s-a opus colectivizării. Înaintea de a avea în ordinea de zi, se pune la procesul verbal al ședinței din 30.10.2017, dacă sunt discuții. La procesul verbal aș avea ceva de spus. La ședința anterioară, domnul consilier vostru își propune ca ședința următoare să organizeze la Căminul Cultural. Îi trecuși în proces verbal, se constată că toți consilierii sunt de acord cu această propunere. Domnul primar, cu toate că a fost înființat de propunerea Consiliului Local, a refuzat și n-a dorit să facă ședința la Căminul Cultural și a emis dispoziția pe Consiliul Local, la primărie. Prin asta consider că, nu știu, a sfidat și cetățenii Comunului Oituz, ne-a sfidat și până Consiliul Local. Atât am de spus. Vreau să iau. Deci dispoziția primarului, primarul dă dispoziție la ședințe, da? Dacă mi-a ridicat mâna, e egal cu zero, dar ridicat mâna. Trebuie făcut un proiect de hotărâre. Trebuie făcut un proiect de hotărâre și votat. Îl vom iniția. Așa da. Și gândiți-vă că azi, dacă făceam la Cămin, eu cu doamna secretar eram plecat, primarul e plecat, cine rămânea la primărie să mai semneze un document? Dar primarul a plecat. Și dacă eram la Cămin, vineau omul. Hai că nu-i motivul ăsta, domnule. Ești copil, trebuie să mai înveți, trebuie să te asculti și să ascultați și din Consiliul Local. El este legislativ. Nu primarul. Dumneavoastră, dumneavoastră veniți și ascultați domnul primar care veniți în primărie și loviți primarul. Domnule, eu m-am lovit primarul m-a lovit de mine. Nu, adevărat. Asta discutăm acum. Păi asta discutăm. De ce? Eu n-am ce învăța de la dumneavoastră. Păi nici eu nu eram băi vai de capul tău. Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Ai de capul tău. Domnul președinte, este doamna secretară aici. Vreau să știm o dată pentru totdeauna cine stabilește locul, ora și în afară că primarul, conform legii 215, convoacă. Asta scrie în legea 215. Nu spune că stabilește locația, ora și ziua. Locația, ora și ziua o stabilim în Consiliul Local prin regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Trebuie să trecut în legea 215. Invitația trebuie să cuprindă
locul, data și ora. Convocarea o face domnul primar. Convocarea o face dumneavoastră, doamna secretar. Citiți legea. Dar el o semnează, primar. O semnează, dar ea face. Iar locația, ora, ce o stabilim noi în Consiliul Local. Aia este stabilită prin dispoziția primarului, da? Convocarea. Doamnă, primarul nu dă dispozițiile Consiliului Local. Clar. El Consiliul Local hotărăște, deliberează și hotărăște, dar primarul trece la execuție cu compartimentul de subordine. Primarul. Așa scrie în lege. Poate convoca ședința Consiliului Local primarul sau propune. Consiliul Local. Sau propune. Convocarea este făcută de domnul primar. Primar, domnul primar în dispoziția dumnealui a stabilit să se facă aici. Și eu noi, nu aveam ce scrie doamne, altceva în... De când s-au înființat acest Consiliu, așa noi am propus, eu am propus, ca din 3 în 3 luni de zile ședința de Consiliu să țină la Căminul Cultural. Foarte bine, putem iniția un proiect în sensul ăsta? N-am inițit, n-avem timp, acum să inițiem și un proiect de hotărâri. Domnul inițiem pentru președinte. Chiar dacă nu a existat acest proiect, o hotărâre în acest sens, domnul primar trebuia să țină cont de propunerea consilierului. Și cu asta am încheiat discuția. Suntem o familie aici. Da, dacă așa înțelea și dumneavoastră, domnul Soș, din noi cont, când îl rugam să faceți la Căminul Cultural. Domnule, tu e cel puțin în urmă cu două secole, domnule. Dacă așa am procedat eu, de ce nu procedați voi altfel, mai documentele cu domnul... Băi, dar de ce nu procedați voi altfel dacă n-a fost bine? Băi, de ce domnul primar, să avem indicat. Dar ce are el cu orice? Domnul primar, interveniți, domnule. Gata, domnul vice. Intrăm în subiect. Avem invitați, dacă vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Mă numesc Ana Lungu, sunt de la TV Kit din Onești, cu sediu social, funcționează în toți județul Bacău. Aici nu sunt în calitate de reprezentant al televiziunii Kit. De câțiva ani funcționez sau activez în cadrul Asociației Probasarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Am venit aici cu domnul Rusanovski, care este președintele asociației și o să-l rog să îi dau cuvântul, dacă bineînțeles, binevoie și dumneavoastră. Sunteți de acord? Da, da. Vă mulțumesc. Vreau să vă rețin dumneavoastră, aveți probleme arzătoare, văd că în cadrul activității ce desfășurați în cadrul comunii Vetruși, comună mare și foarte frumoasă. Eu cunosc de mulți ani, nu trăiesc în Onești, multă vreme, am călat fermă toată viața. Dar asta ne ține important, sunt pensionat foarte multă vreme, dar de 26 de ani sunt președinte Asociația Culturală Probasarabia și Bucovina. Probasarabia și Bucovina. Activitatea noastră, prin multe altele, se manifestă prin a face în așa fel încât Basarabia să fie auzită, să fie cunoscută, pentru că sunt convins că domniile voastre știți că Basarabia a fost furată, a fost vândută mulți ani în urmă, acum 200 de ani după aceea ocupată, și din Basarabia, din spate, din centrul ministru, românismul a fost deportat, a fost împușcat, a fost distrus. Și din noi, cei care cu secole în urmă ne numeam frați, au reușit unii, știți dumneavoastră cine, eliberatorii noștri de 11 ori de-a lungul istoriei, puneați dumneavoastră chiliberi la cuvântul eliberatori, au făcut în așa fel să transforme populația basarabeană din români în moldoveni, din limba română în limba moldovenească, dar cel mai rău și mai greu este faptul că din frați ne-au făcut frați vitregi. Iar noi asta încercăm să facem, să transformăm, să aducem înapoi această frăție cu populația basarabeană, care este tot română, tot limba română vorbește și tot la românism se gândesc. E drept, nu foarte mulți. Subiectul unirii în Basarabia, cred că știți că este oarecum tot încă un tabu. Doar 28%, 30% din populația basarabeană încă se mai gândește cu fervoare și cu multă căldură și cu multă dorință la unirea cu țara. Iar noi, prin activitatea care desfășurăm de foarte mulți ani, nu o să enumăr aici activitățile pe care, sau acțiunile pe care le-am întreprins în acest scop, în scopul apropierii Basarabiei, aducerii și convingerii ei că viitorul este doar numai prin România, cu România, prin România. Și vin la dumneavoastră cu următoarea propunere, chiar și rugăminte îi spun eu, să acceptați să
facem diligențele pentru înfrățirea unei comune din Basarabia cu localitatea dumneavoastră. Pentru că, în acest mod, se îndulcesc, relațiile se apropie, oamenii se cunosc. Văd cei din Basarabia că românii nu le sunt dușmani, că românii le sunt prietenilor și că nu-i uită și că ținem la dâns și să-i aducem acasă. Încetul cu încetul vom încerca să-i convingem și pe ceilalți până la 51% din Basarabia, din populație, să încerce să se gândească în mod serios la actul unirii. Știți că la anul se vor produce, se va întâmpla acel miracol 100 de ani la Marea Unire, care a adus formarea țării, 1918, și culmea, pionierii care au produs, care au fost scânteia ce a condus la formarea statului român în condiții istorice, care le știți de atunci, economice, primul război mondial, când România era aproape distrusă, aproape ca dispariție, Basarabia a venit cu acel suflet extraordinar și imediat a urmat Bucovina și imediat Transilvania și așa s-a produs marele eveniment la 1 decembrie 1918. Cu această rugăminte vin la dumneavoastră pentru că eu, săptămâna trecută, am fost prin mai multe localități din Basarabia, prin comune, prin localități și am stat de vorbă, de asemenea, tot așa ca și dumneavoastră, cu primarii și consilierii locali care au acceptat și chiar s-au arătat deosebit de încântați că le facem această propunere, iar eu de acolo am venit cu un pic mai mult curaj să apelez la comunii din prejurim de aici să acheseze la această acțiune care este de onoare și de suflet. Dacă dumneavoastră considerați că este oportună să aducem aici și, exact ca dumneavoastră, omologii de acolo și primari, care ulterior să producă acest act de înfrățire, iar în baza lui să se dezvolte relații de prietenie, de colaborare și de asociere, ca să zic așa, în special e vorba de școli, pentru copiii de acolo au mare nevoie de noi, de români, de copiii din România, pentru că ei sunt viitorul la ceea ce ar trebui să se întâmple și la ceea ce visăm mulți dintre noi care aveam o leacă păr mai albă. Poate cei mai tine mai puțin, dar văd că aici dumneavoastră sunteți destui care știți multe din trecutul neamului nostru și ar trebui să încercăm să, prin bunăvoința dumneavoastră, să facem acest lucru. Eu vă mulțumesc ca să vă răbdare și să mă ascultați. Da, colaboratoarea vicepreședintă. Am remarcat spiritul patriotic pe care ați menționat mai devreme în deschiderea ședinței, nu era deschisă ședința, și zic că vine cu atât mai mult cu cât nu, comuna Oituz face parte din linia frontului, Mărăș, Mărășești, Oituz, din punctul meu de vedere, linia frontului și faptul că s-a întors lupta, oarecum aici a fost balanța mare, aici a fost bătaia mare și când zic asta mă refer la Oituz. În privința importanței, părerea mea că Oituzul este cel care a întors războiul și a făcut posibilă România mare. Eu zic că comuna Oituz ar trebui să, sau locuitorii comunei Oituz, să aibă conștiința aceasta și sigur o au și să aibă consilierii care să facă acest lucru știut generațiilor tinere. Pentru că este foarte important războiul, întregirea muncii, sunt lucruri care ne definesc pe noi ca și nație, ca și popor. Nu știu care va fi, să zicem, rezultatul demersului nostru, dar sper că unul favorabil. Vă mulțumim. Da. Și un termen dacă e, dacă știți cum e, că dacă vă gândiți foarte serios, există un proiect de hotărâre, vă gândiți să-l inițiați acum, dacă e un dialog, v-ar ajuta foarte mult. Da, ar trebui să avem un model și noi, să vedem cu ce ne putem noi angaja ca și Consiliul Local la înfrățirea asta cu... Din punct de vedere financiar, nu implică absolut nimic. Dar un model nu aveți? Un model, un acord de înfrățire... Să-i lăsați un model. O scrisoare de intenție. Scrisoare de intenție fac numai dânsii de acolo, că
ei sunt cei care... Păi de la Dâncea sunt trimiti suna, da? Se vor face vizite de acolo aici și de aici acolo, pentru că așa e, la o înfrățire, la reîmprietenire, ca să zicem corect. Așa, trebuie întâi să ne cunoaștem. Da. Primul cunoaștere ar fi primul pas și ulterior. Acum, domnul Zanoschi probabil n-a vrut să menționeze din modestie. Am ajutat mai multe localități din jurul comunei Oituș și când zic asta mă refer la orașe și municipii, să realizeze acțiuni de înfrățire cu mai multe localități din Basarabia. Și dacă îmi permite să le enumăr. Oneștiu este înfrățit cu Târgu Ocna și Târgu Ocna și Oneștiu cu Iedinețul din Basarabia, capitală de raion, satul Mănăstirea Cașin, unde eu trăiesc, este înfrățit cu o comună de dincolo din Parcova, Parcova se cheamă, satul din Basarabia în care m-am născut este înfrățit cu Borneștiu din Județul Neamț și acum încercăm la dumneavoastră să găsim audiență pentru a merge dincolo, eu nu săptămâna asta ce vine, cealaltă, mă duc din nou acolo să duc hotărârile consiliilor la care noi venim și dorim și vă rugăm să acceptați și să doriți să faceți această înfrățire. Iar cu o completare, domnule Rusanovski, copiii din Târgu Ocna au făcut schimburi cu copiii din Edineț, în sensul în care au fost găzduiți în familii din Târgu Ocna, copiii din Târgu Ocna au fost găzduiți în familii din Edineț, au mers la școală, au văzut sistemul de învățământ din Moldova, copiii din Moldova au putut să vadă sistemul românesc, au avut păreri și pro și contra și părerea mea că ei sunt viitorul, dacă tinerii, elevii, vor simți această dragoste. Între ei se creează o prietenie fantastică și o relație de colaborare ulterioară foarte importantă. Ei sunt viitorul. Dacă pe ei, dumneavoastră, în calitate de consilieri, îi învățați, ei vor avea de la cine. Dacă nu învață adulții, n-au de la cine să învețe acest schimb patriotic. La momentul actual, noi nu putem face de principiu. Asta vreau să știu. Dacă vreți de principiu, deci cine este de acord cu propunerea ta? Și dacă dumneavoastră, am văzut că v-ați abținut, poate aveți ceva întrebări. Nu s-a abținut. Nu s-a abținut? Eu sunt tipul care, știți, nu, problema este, doamnă, că noi avem și posibilități, de exemplu, pentru cazare și masă, pentru acești copii. Deci, vă zic, se realizează lucruri foarte frumoase, adică când sunt zilele comune, dacă sunt zile, pot veni copii de acolo, pot evolua, adică lucrurile se schimbă. Nu, dar mai fost, de exemplu, mai este noi toți, mișcați lucrurile în direcția care trebuie. În comuna lui Luna Constanța, au fost acum la vinerea celor de centenați. A venit copiii cu părul lor, cu doamnă profesor de acolo, a fost primos acolo, aici a fost alătat. Și eu zic că cei consilierii de acolo, din Basarabia, vor avea cu siguranță de învățat, pentru că din punct de vedere o să vedeți când vizitați Basarabia. Au multe de învățat de la noi și poate cel mai important să nu facă greșelile pe care noi le-am făcut în absorbția fondurilor europene și așa mai departe. Și domnul Vici știe mai bine, de exemplu, portul nu ar putea să le zăjurăm. Ei nu au astfel de organizație. Și încă ceva, vreau să vă informez. Eu am bătut cu pas acele sate, și aș vrea să vă spun că au ce vedea la noi, în comunele noastre, din multe puncte de vedere și după aceea prezența dânșilor aici le constituie pentru ei un imbold pentru a încerca să copie și ei ceva de la noi, pentru că lor le-a lăsat o moștenire tare tristă. Regimul sovietic. O să mergeți, domnilor, acolo să vedeți că le-a lăsat, cum să vă spun eu, paragina. Și a pus cuvântul. Și a spus cuvântul. Poți să le colbodă. Scoate moleac afară, să vadă și altceva, că mulți din ei n-au fost niciodată în România. Nici nu știu prin granița, vă dați seama în ce stare trăiesc încă. Da? Bătut pingele de acolo, la podul cu flori din 91. Eu îmi trag rădăcinile din actuala Ucraina, lângă Cernăuți. Așadar, ca să înțelegeți de ce toate aceste inclinații către patriot și patriotism. Hai să-i lăsăm. Votul dumneavoastră mă face, mă duc acolo cu inima deschisă și am să stabilim noi care comună cu ce comună se înfățește. Noi să găsim o comună de talia comunei Oituz. Adică încercăm! E o comună mare, puternică, oameni gospodari, oameni bine așezați. Da, vă mulțumim. Mulțumim. Vă doriți succes și să fiți sănătoși. Realizări multe că meritați. Comună istorică.
la răspântii de veacuri. Vă salutăm. Doamna secretar, mai avem invitații, salutăm. Toți sunt doi. Ei, forță rămâne, doamnă. Nu, nu, dar ziți. Nu te-am cazit. Și boacă? Ior. Ior. Da, și o dată mai întreb. Vă rog să nu intrăm în ordine zi până nu ia loc domnul viceprimar. Consiliul Camarei nu are nevoie de observator. Azi sunt scaunii, ia loc, domnul. Dar e joie. Ei, când vine, să ia loc. Dacă nu ia loc, mă duc eu lângă ea. E dacă nu stă lângă mine, la nu, lăsați, domnul primar, când o să iau cuvântul, vă spun eu de ce nu stă jos. Mi-și drag. Vă spun eu atunci, nu acum. Domnul Consiliu. Și la te. Intrăm. Deci, îl așez jos pe scaun. Da. Nu-i observator. Da. Poate vrea să dea bine la cadră acolo, la survar. Ai, lasă-l, să-l bat acolo pe scaun, cum stau și eu. Și dumneavoastră și plus. Să așez în locul Bogdan. Intrăm în ordinea de zi, domnul Consiliu. Proiect de hotărâre. De fapt, ăla proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 76 din 21.9.2017 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comuna Iisus în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ din Comuna Iisus în anul școlar 2017-2018. Acest proiect de hotărâre a mai fost discutat și în ședința din 29 septembrie, unde toți consilierii au fost de acord. S-au discutat și în comisiile noastre, am fost de acord cu propunerile respective. Mai sunt discuții? Nu are loc. Atunci, supun la vot. Cine este pe? Doamne, dar am eu cum? V-am spus, mai sunt discuții? Da. Păi, nu am zis nu. Da, vă ascultăm. Haideți să vă citesc eu actul normativ, nu legea 161. Venim și la legea 161. Și care e actul ăla normativ? Actul normativ este Ordinul Ministrului Educației, numărul 3160, din 1 februarie 2017. Și spune așa. Printre altele, că spune mai multe, probabil. Păi da, el se referă la... Nu, dar printre altele care vă interesează... Mă lăsați? Da, las, da. Dacă citiți tot ordinul, ne-a făcut două. Nu tot ordinul, nu. Da, se cheamă metodologia, am sublinat, metodologia cadrul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din școli. Deci asta e metodologia, nu legea 161. Da. Legea 161. Domnul viceprimar. Are alte. Sunteți rugați să luați loc în scaun. Mă ascultați? Dați locul dumneavoastră, da, dați locul dumneavoastră, stăm în picioare, că... Bă, dar ce e greu? Sunt scaune aici, lângă domnul Costel Doriu, dacă nu vreți stați la masă. Dar nu știu, domnul stau în apă, mă. Da, cum? Lasă, domnule, nu îngrăbă nimeni. Mă ascultați? Da, vă ascult, domnul. Calitatea, dar nu numai de eu vreau și privirea mea. Poate și ceilalți consilieri. Calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Poate știu, domnul Bice. Din școală. Este incompatibilă cu următoare. Calitatea de membru în același Consiliu de Administrație a soțului, soției, fiului și fiicei. Deci, dacă este membru în același Consiliu de Administrație. Eu nu vreau să cad acum că sunt într-o impostură acolo, că lumea se uită la noi și ne vede. Și noi suntem într-o impostură. Eu nu sunt în nicio impostură acolo. Sunt trimis de către primar, la propunerea primarului, printr-o hotărâre a Consiliului Local numărul 77 din septembrie 2017. Nu revocăm hotărârile așa... Păi dacă nu ne-am spune și ministrul, nu sunteți incompatibili dacă aveți... Nu, nu sunt. Nu sunt incompatibili pentru că... Consiliu. În Consiliu, nici fica mea și nici soția și nici nimeni de acolo de la școala aia... Dar sunt salariați. Dar sunt salariați. Eu sunt salariat. Păi ești, pe noi ești salariat. Așa, să revenim la legea 161 pe care o invocă domnul Apostol. Haideți să vedem ce scrie acolo. El se referă la articolul 70. Dacă citea mai departe puțin, observa că la articolul 77 zice conflictul de interese, că despre asta este vorba acolo, 161, se referă la conflictul de interese. Nu la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație a școlii. Acolo e conflictul de interese cu dumneavoastră. Dacă nu mă lăsați să vorbesc, nu-mi cim vorb. Eu nu renunț la asupra. Domnul Ionel, scuzați-mă că îl mergem. La ce ținite din scaunul ăla atâta, domne, că eu acum am gândit. Nu ție. Domne, care-i vrei? Ăla, cine-a cu Zabor, cine-a cu Făroiu, care-i problemă? Nu ținite din scaunul, care-i vrei? Eu nu sunt. Nu, eu vreau. Toată lumea vreau. Conflictul de interese este reglementat de articolul 47 din legea 215.
Deci revenim la, la legea administrației publice locale. Și mergem mai departe. Articolul 88 din 161, din legea 161 pe 2003. Ce spune articolul 88? Consilierul local este incompatibil cu următoarele. Primar sau viceprimar, funcția de primar sau viceprimar. Sunt eu într-o asemenea situație? Funcția de prefect sau subprefect. Sunt eu așa ceva? Funcționar public sau angajat, trebuie să citim pătate. Funcționar public sau angajat contractual în aparatul administrativ al comunii. Sunt eu așa ceva? Președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, cenzor. Sunt eu așa ceva? La regia autonome, societăți comerciale din autoritatea Consiliului Local. Dar școala nu e regia autonomă sau... Domnule, e vorba că ești toată doamnă... Vă rog să-mi precizați articolul în care... Păi atunci nici directorul, domnul director de acolo de la școală, fostul director de la școală, nu poate să fie membru în consiliul de administrație pentru că soția e profesoară de matematică acolo. Care e problema, domnule? E o falsă problemă. Intrăm, ba da. Și o rog pe doamna Larisa să nu mai semneze asemenea gratuit, mai suntem secretari pe comună, nici de cum... Dar vă rog frumos să citiți raportul meu. L-am citit și ziceți că este oportun. Adică acum e momentul potrivit. Păi, având în vedere... A citit numai ce-l interesează. Nu, l-am citit pe tot. Mă lăsați să vorbesc, domnul primar. Ați gustat ceva înainte să faceți? Cred că ai gustat dumneatale salamură, domnule. Funcția de reprezentant al statului la o societate comercială cu sediu comun, sunt eu asta? Păi atunci unde e incompatibilitatea, domnule? Venim la o lege 161 care are alt domeniu de aplicație. Ați încheiat? Nu. Nu, el trebuie să vorbească până la 12. Mai trebuie să mai fi și acționar semnificativ la o societate comercială înființată de Consiliul Local. Să citi toată legea, domnule. Păi toată am citit. Nu să vă atingi prin la articolul 70. Haideți să vă spun, problema care este. Dacă vă amintiți în ședința de 89, a fost... Îmi dați voi acum, că m-am lăsat. Nu, eu mai am de spus încă ceva. În ședința respectivă am cerut un vot de principiu dacă se facă schimbarea. Toți 15 consilieri, inclusiv domnule, ridicam mâna că e de acord. Știți cum ține în continuare? Nu făceam. Domnul, stați-o. Când se face schimbarea? Domnul Ione, îmi dați voi să vorbesc? Prin ordinul prefectului. Eu v-am ascultat. Problema care este? Dacă nu aveam votul de principiu, eu nu inițiam acest proiect de hotărâre. Ce nu inițiam? Dar dânsul s-a ridicat mâna, a fost de acord. Dumneavoastră trebuie să faceți raport, da? În care să descrieți incompatibilitatea. Domnule, ați fost de acord, a ridicat mâna sau nu? Dați-mi voi un pic. La constituirea comisiilor, când s-a constituit Consiliul Local, am fost propus și votat membru în Comisia Economică, iar dumneatare care a fost președintele, aia altceva, a inițiat alt proiect de hotărâri ca să nu mă mai acces pe mine. Escroc care a fost, cine a fost? Eu? Domnul, eu am accept să nu mai fiu nici într-o comisie. Dar escroc am fost eu, de aia m-a propus dânsul. Eu sunt un escroc și n-am ce căuta în Comisia Economică. Aici aș avea și ceva de adăugat. La începutul... Când am votat. Dacă prin rotație o să fim toți. Nu toți, așa s-a. Chiar dumneavoastră mi-a spus în față? Cum nu? Hai domnule să vă spunem. Prin rotație o să fim fiecare cu resilier. Uite, repet și acum. Nu mă interesează nici la școală, nici la școală. Pentru că n-am interesat. Dar faptul că mi se spune că eu am interese patrimoniale acolo, dar domnul apost. Cine a zis că eu ce interese am la Comisia Economică, domnule? Eu ce interese am la Comisia Economică? Mă lăsați? Vreau să respectăm. Dar scris-o, articolul 10, domnule. Mai e o problemă. Eu vreau să respect niște principii. Nici de cum că țin la funcție. Dacă renunțam la chestia, îți fac primarul o altă propunere. Îți facem alt proiect de hotărâre, dar îl rugăm pe ăsta. Și eu nu mai vreau la nicio școală, pentru că nu mă interesează asta. Eu fac graveta degeaba. Dar cum a dat acesta, ați mai fost acolo. Să fie și altă consiliere acolo. Așa e normal. Așa am făcut eu și la numărul. Așa am stabilit la început toți. Dar nu. Cum nu? Arătați-mi hotărâri. A fost o discuție. Păi și cum discuții, domnule, dacă s-au hotărât așa? Dacă doamna Larisa a spus... Dar nu e nicio hotărâre. Așa n-a fost hotărâre nici când am votat. Un principiu este că nu revocăm care ni se năzdare hotărârile Consiliului. Dar dacă ai mai revocat prima hotărâre a Consiliului Local din 2016? Am procedat corect. Ați încheiat? Așa cum a procedat. Nu, mai este un principiu pe care... Nu se poate face așa o schimbare
pe principiul dă-te la o parte că vin eu. Asta e metoda de miliția. Nu, a fost de acord. Am spus, eu am spus că sunt de acord. Sunt de acord. Nu votez eu așa ceva. Adică eu nu votez pentru mine. Da, nu. Nu, mă abțin. Dom'le, n-am votat ce-i las mai sub consiliere. Tare-i problema. Dacă dumneavoastră vreți să faceți schimb. Nu, domne, că eu n-am mai vrut. Am fost propus așa. Am vrut să-i am luat în dar copii, lasă eu prostare. Eu prostare. După ce spuneați un nou joc, când noi toți consilierii am votat acest vot de principiu cu schimbarea, domn primar a fost de acord. Și când domnul el a auzit că nu e de acord, a ieșit ce ies acum. Dar uitați, supun la vot, lumea chiar nu mă interesează. Mă rog, stați-mi, având în vedere că domnul Ionel a făcut referire la raportul meu. Vreau să fie bineînțeles. Mie mi s-a repartizat proiectul de votare. Deci cineva trebuia să facă raportul compartimentului de specialitate. În raportul meu, eu nu am menționat nici că sunteți într-o situație de conflict de interese, nici că sunteți într-o situație de incompatibilitate. Doar am spus că, având în vedere că prin proiectul inițiat se dorește modificarea unui act administrativ, respectiv HCL 76 din 21 anua 2017, Consiliul Local este în atribuția Consiliului Local de a-l modifica în funcție de voința acesteia, care se concretizează prin vot. Din punctul ăsta de vedere, am specificat că este oportun pentru că era inițial un proiect. Eu nu puteam să zic că este legat sau nu. Motivația pentru care a inițiat domnul apostru este cu totul o altă problemă. Vreau să înțelegeți, eu nu am zis nici că sunteți în situație de incompatibilitate, nici în conflict de interese. Așa și-a motivat domnul apostul Dorel, inițiatorul proiectului, motivația inițierii acelui proiect de hotărâre. Bun, și dacă s-a este atributul dumneavoastră de a modifica un act normativ, un act administrativ. Dacă doriți bine. Eu am fost propus și am cedat pentru Gabor. Gabor fiind tot la PSD, care e problema? De ce se impacientează domnul Ionel atât de mult? Că nu are orgoliu, domnule! Pentru că respectăm niște principii. Și în primul rând, principiul este că dumneavoastră nu mai aveți copii. El are copii la școala aia, domnule Ionel. Ce ar fi asta că copiii mei nu mai sunt? Cu domnul Gabor ce faci? Nu ar fi domnul Gabor acolo, că e tânăr și are copii la școala. V-am spus. Are tot interesul. Haideți să fie discuție. Așa cum a propus o primară și când va face altă propunere, votați. Domnul consilier. Păi schimbăm toată ziua. Dar ce schimbă la care, domnule? Nu schimbăm, mă. Domnule, să nu vrei dumneata, dacă noi ceilalți vrem, care-i problema dumneata? Păi el îi dă la copilul ăsta. Drum bun pentru dumneata. Drum bun la poiala sărată. Mai tăceți din gură, domnule. Gata, te rog frumos. Mai jignit. Mai jignit de anul trecut și mă jignit. Ați discutat, v-am dat jos. Mai am încă răbdare. Că noi mai puteam. Domnul Soros, vă rog, sunt la mine ca la prima. Nu, Sariu, nu, să. Sărbunea care va să ne înțelege, domnule. Ești complet. Domnule consilier, eu vreau. Domnule, vă rog frumos, domnule, ați încheiat. Cu puterea petrului, nu cu incești. Nu încheie, domnule, să nu încheie până nu să... Domnule, până dimineața. Vreau să vă mulțumesc. Dacă nu era votul de principiu, când toți cinci consilieri am fost de acord, eu nu inițiam acest proiect de hotărâre. Deci am încheiat discuție. Cine este pentru proiect de hotărâre? Tu mi-ai de acord să fie acolo? Eu te-am propus când te rog cu mine. Da, dar nu zici să mutăm... Domnule, dar noi asta citiți o leacă proiectul meu. Nu l-am dat citit proiectul. Dar cine este pentru? Pe-am votat-o la domnul. Păi dar ați votat și asta? Hai să ridicăm mâna acum. Atunci am ridicat voi ca să știu. Cât ziți? Domnul Nenu. Eu mă abțin. Cine se abțin? Domnul Nenu, ca așa vrea acolo, știi, vrea el. Eu mă. Dar domnule, nu le respectați și poți să vrea acolo. Nu, dar să ne înțeleg cu toți, poți să facem un oraș, fiecare consilier să fie ce vrea să trebuie. Dar nu ce vroiați, ții numă, și nu vrei să-i scriu. Și dacă nu, ridică mâna și o pun imediat jos că... Hai, domnule, ca spuneți, domnule, ce... Dar adică te-o ridicați, mă, bă, o dracu, nu mă, domnule, e ultimul. Doi, dar uite, 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 și atunci este împotriv, se abține. Neniu. Domnul Neniu, domnul Gabor. Corpoman vă abține. Da. Așa. Eu. Domnul Sorin.
Tu ești împotrivă sau te abții? Nu știu. Vă abții. Te abții. Nu ai, nu ai. Nu ai, nu ai. Dar ce nu înțelegi? Nu înțelegi. Nu înțelegi. Dar asta e mai undeva. Eu. Tot abții. Mă abții, bineînțeles. Da. Nici care nici care să se încarcă acest principiu. Trecem la proiectul. Proiectul urmă privind alegerea președintei de ședință al Consiliului Local al Comunei Tuz pentru perioada decembrie 2017 februarie 2018. Vin cu propunerea ca în ședință să îl propun pe domnul Văcaru Bogdan. Alte propuneri, dacă mai sunt. Domnule, în comisia noastră am discutat aceasta și noi și am hotărât ca domnul Bogdan să fie viitorul președinte de 3 luni. Dacă nu mai sunt alte propuneri, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Bogdan? Pentru Bogdan. Pentru Văcaru Bogdan. Ale, nu fi de acord tu, Fănică. Nu, da, eu am vrut să nu știu, domnule. Nu zic pe așa, mă legați de Fănică acum, bă, că vă legați de el acum. Vă comand, domnul Corcuman, ascultat. Stai de scaun acolo, domnul viceprimar. Nu că nu m-ați lăsat. Domnul Osoroș, ce tot ai, domnule, cu vice? Stai, bă, că m-a trăs. Ai trânsi? Are lipsi. Păi dacă aveam trâns, mergeam lângă tine acolo, dar mai am lipsi. Ați notat? Da. A votat? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind programul manifestării culturale artistice în perioada sărbătorilor de iarnă 21-12-2017, 2-1-2018. Sunt, da. Da, domn președinte, cu ocazia asta am hotărâm acum. Deschid, faceți proiect de hotărâre. Și să mergem la cămin, să aibă copiii ăștia unde să ne ure, să fie ca lumea tot absolut inițiați proiect de hotărâre. Da, vom inițiam proiect. Pe dura viitoare, dar nu mai este timp. De ce nu mai este timp? Păi manifestările sunt pe 22, ședința e pe 22, când? Dar acum te-ai aprobat asta. Pe degeaba dacă nu avem proiect de hotărâre. Vreau să vă aduc aminte că o să avem o ședință extraordinară pentru modificare de buget și atunci o să facem proiect. Faceți proiectul, domnule. Să vină copiii aia, să distrugă. Nu să nu rămânească aici, nu să văd. O să avem televiziune, să filmeze și pe ea. O să vadă toată lumea acolo, așa? Că faceți să mișcă ceva din căruța asta, vorba... Poate discuție, hai ca să vedem. Cine mai... Da, domnul Ungureanu, vă ascult. Am citit aici și, bine, și am trebuit să... N-am înțeles ce s-a refuzat pentru copilași din Roițului. Că sunt 946 de copilași. Acolo, mică atenție. S-a refuzat și acum anul același mod, ca și anul ăsta, cum s-a schimbat legea, nu este... Da, domnul Vice, dar să uităm aici, sunt și altele care nu prea se încadrează la legerea, totuși... Deci nu dă girul doar la contabil pentru banii ăștia. Nu v-a semnat banii ăștia de 15.000 de lei. Ala ce se face? Foarte urât din partea. Nu-i foarte urât. Da, dar aici ce este? Asta sunt legale. Hai să nu mai. Da, hai de discuție. Dacă nu mi-ată și copilașul. Nu mai sunt. Cu 5 lei acolo, cu pachetul. Nu mă umpli, nu mă umpli. Domnul primar. Suma totală este de 9.000 de lei. Da, da. Dar pentru alaia ăsta, obiceiurile de iarnă, când obiceiurile de iarnă nu mai sunt așa cum erau acum 50 de ani și nu putem să dăm mai mult la copii, este urât. Eu zic să nu dăm nimic la obicei, la cap și la urât, ci să dăm la copii ăștia. Dar le-ați manifestat de principal. Lasă-mă, domnule, dar ei își manifestă acest obicei fără bani, domnule. Domn primar, dar sunt 3 ani de zile când am stat la rând. Da, zic, domnule, toți banii și lasă la copiii, dă-mi numai ce scapă pentru degete. Da, stoți, da 6.000 de lei la cap. Aveți-l atenție, chestia asta, dar este o posibilitate legală la extraordinară. Mi scoate în ochii cu pachet de biscuiți la copii. Acolo mică atenție, domnul trebuie cine știe ce. Da, să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul, eu mă abțin. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic al obiectivului de investiție construit de piață mixtă în localitatea Uituz, comuna Uituz, județul Bacău, faza studiu fezabilitate. Discuții, vă rog. Cine se înscrie la frumos?
Domnule, s-a discutat despre piața asta și când am fost eu primar de vreo 6 ani de zile. Hai să nu mai tergiversăm, hai să-i dăm drumul la finanțare, că nu mai poate. Bun. Supun proiectul. Cine este pe? Trecem la următorul proiect, numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Oitiu, județul Bacău. Ați avut materiale, are avizul de la comisie. Și aici este... Da, asta trebuia făcută de câțiva ani. Din 2002. Așa este. Ei, a susținut momentul când și Oituzul trebuie să aibă un statut al Comunei bine definit. Și mulțumim, doamne secretar. Cine a muncit? Ce cred că secretar? Da, nu m-a muncit, doamne secretar. Haideți să-i dăm drumul, că e bine venit ce ați propune. Bun. Facem discuții? Să pun la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construie piață mixtă în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău. Asta e implementarea proiectului. Da, da, da. Da, e aceeași. Supunem, cine este pentru? Încet, da, stai, evite-mai pe adicare de toate. Da, gata, da. Mai și la urmă. Da. Dumneavoastră sunteți chiar mai. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții și de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Oituz și din subordinea Consiliului Local Oituz, județul Bacău. Materialele ați avut, avizul de la comisie este favorabil. Vă rog, discuți. Cine se înscrie la cuvânt? Da, domnul Boacă, de cum lucru. Domnul președinte. Domnul primar spunea că nu poate să obțină un post de șofer de la prefectură. M-am uitat pe organigrama asta. Sunt atâtea posturi vacante, încât nu trebuie să mai dăm afară din personal după noile... Cum de nu se poate obține un post, domnule? Chiar mă mir, mă întreb și eu, de atât timp. Omul ăla care e acolo, eu chiar vorbeam, m-am urcat și în mașina aia și am văzut cum. Domn primar, ne fiind în ședință, doamna secretară notează și vă dau un răspuns la ședință extraordinar. Sunt aici posturi la poliția locală, posturi vacante. Sunt posturi vacante. Apropo, doamna secretară, am văzut acolo că subordinea dumneavoastră este și compartimentul agricultură. Spuneți dumneavoastră ce specialiști sunt în compartimentul ăsta. Că după cât știu, eu chiar domn primar spunea când știți prea bine cu gălăgia mea, cu terenul ăla, spunea că am dat hârtia, sesizarea dumneavoastră la compartimentul de specialitate, dar știți că domnul Ghineț nu e specialist, adică cum ori specialist, nu e specialist. Păi este, cei care sunt acum, au atribuții doar legate de registrul agricol, pentru că... După câte am văzut, domnul Ghineț este vacant, postul domnului Dogălaru este vacant, postul doamnei Pivaș, este bine, chiar nu găsim un om de specialitate să angajăm, că nici după câte am văzut acolo în organigrama asta, nici doamna Amaldin nu-i nu de specialitate. Nu, este pe relație cu publicul și delegată cu atribuții pe agricultură. Păi, chiar la compartimentul ăsta care este atât de nevralgic în comună, și cadastru care este tot în același compartiment, sunteți direct șef al lor. Nu găsim oare acolo, mai puteam cu salariile astea, nu găsim un cadastrist, doamna la secretar. Poate era la concurs, nu de... Decizia de a scoate la concurs nu mi-a aparține. Ea aparține domnului primar, consiliu... Eu am scos la concurs de 4 ori postul de cadastru, dar datorită faptului că salariul este mic. A fost domnul primar. Nu, atunci a fost. Acum, hai să fim înțeles că sunt salarii destul de motivate la ora actuală. Am înțeles că cu anumite murtel și nu știu ce pe acolo, s-a mai adăugat la salarii. Nu știu de la ce sindicat care noi ne habar le avem Consiliul. Dar lasă că apropo, la ce sindicatul nostru este afiliat? Sindicatul Liber al Salariei. Și unde și are sediu? În Timișoara. Mai aproape nu găsiți. Problema noastră unde ne afiliem, domnule, una nu vă supărați.
Păi da, dar un alt sindicat mai aproape de aici poate. Nu s-a găsit. Deci știți cei care a venit până la Suceava, n-a găsit cadastru ca să facă punctele azi. Asta e altă problemă, nu amestecați lucrurile. Nu, dar apropo de... decizia angajaților să se afileze la acel sindicat, nu... Nu, doamnă, întreb, că nu dau cu pară. Am eu voce, am fost voce mai mare. Dacă am vrut să știu și eu. Un sindicat mai serios, pentru administrația publică locală, ca cel de la Timișoara, nu a fost. Și nu i-a filiat primăria de acum, e de vreo 10 ani de zile. Trebuia să ne afiliezi că nu prea s-a mai mult. Așa am găsit și eu, că nu știam. Dar apropo, doamna secretară de salariații de la agricultură, eu nu vreau să monopolizez ședința asta, că spunea domnul dacă am băut vreun gram de salamură, dar mă rog, asta e un apropo. Dar domnul Ghineț, chiar dacă este angajat pe post de consilier al primarului, el are experiență, domnule, în toată viața a lucrat în agricultură. Dar se pune o problemă. O hartă a drumurilor statice și comunale, pe care eu am lăsat-o aici și n-am luat-o cu mine acum un an când am plecat de la primărie, a rămas în primărie. Nu se găsește nicăieri. Vă rog să vă interesați, să vedeți unde este. Domnul Ghineț spune că nu-i la dânsul. E grav. Nu putem să-l întrebăm acum pe Dumnezeu să-l ierte pe Dan Duhotaru, dar undeva trebuie să fie. Ori la Ghineț, ori la doamna Tățar. Eu am vorbit cu fostul viceprimar de la Cunițu și l-am rugat să ducă pe la doamna Tățar că se vadă, nu cumva, din greșeală este la dânsa. Această hartă din 1948 trebuie să existe undeva. Eu m-am uitat, am fost de acasă abonat, eu și cu domnul Vântul suntem abonați la Hibile Române. Avem legitimație. Atât m-am dus, hărțile din 21 și 45 sunt intacte. Ce mai mare dragoste uiți pe parcele, pe zitor. Aici ne arată o hartă ferferiță, pe care scrie acolo, mă zgărește un număr care nu se cunoaște ce. Și mie doamna Șormât, că e la sfârșit din nu știu ce drumul ăla. 3.223. Unde a văzut ea? A văzut pe harta aia care noi cu lupa lui domnul Floroi n-am putut descifra numărul ăla. Lupa-i de... Da. Mai fiind discuții, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mă pune pe drumul și pe mine și pe omul ăsta de... facem o drumul la pentru o hârtie la Bacău. Tot mai bine, din punctul nostru de vedere. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunului Tuz și a serviciilor din subordinea Consiliului Localului Tuz. Discuție, domnul consilier. Materialele ați avut, avizul este favorabil, este raport de specialitate. Da, domnul Vac. Pe la Consiliul Local ce-a mai rămas, domnule? A rămas apă și canalul. Deci punctul cel mai nevralgic a rămas fără piață. Cum? Piața e subordinea primară. Dar asta nu s-a aprobat acum prin regulamentul acesta. Regulamentul a preluat din organigrama și statul de funcții aprobate anterior. Doamna secretară, vreau să vă întreb. Aduceți-ne legea prin care ne-ați degrevat în afară de apă și canal, care știți prea bine cum este, în ce situație este, că nici până la ora actuală nu se poate, pentru că nu s-a făcut schimbul de teren, știți prea bine la deal acolo. A zis că în octombrie se rezolvă, ia că trece și noiembrie și pământul ăla de un an și jumătate, văd că nu se poate rezolva. De ce? Pentru că atât timp cât nu este acolo, știți prea bine că nu putem să construim și nu putem să facem schimb de teren și nu este al nostru. Și nu este al nostru, nu avem voie să construim, da? Și atunci, pe ce bază să calculeze? Că sunt zăpăcitul ăsta de cap, e zăpăcit de cap, atâtea calcule a făcut, să vadă cât e metru cub de apă. Și nici până la ora actuală nu se rezolva. Cum poți să răspund tu Consiliul Local pe ceva care nu e al tău? Dar la ce am uitat? La pământul ăla pe care putem să facem stația de clonare a apei.
unde sunt budanele sus acolo. Trece pe fiecare zi acolo. Trebuie făcut un schimb de teren între primării și tornador. Și tornador, exact. Da. Dar nu s-a amintit din domnul primar, a promis că deja e pe calea cea bună. Da, domnul, nu-l doare capul, domnul, nu-l doare capul. El vrea să-l vadă pe fostul primar în pușcări, adică pe linie. Să duce, nu știu dacă nu cumva să duce el. Așa a spus, domnule, lasă-l în pușcării ăsta, domnule. Adică eu. Da, domnul Cusă, mai sunt discuții în acest proiect, supun la vot. Cine este pentru? Abțineți, domnul Coconat. Abțineți, domnul Coconat, da. Avem unul, dar nu-l chema așa. Trece la următorul proiect. Tot Gigi Rana era bogiu atunci. Nu va, era bun, bă. Da, da, proiect de hotărâre. Da, era bun de aruncat. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în satul Marginea. Păi, domnule, dacă satul Marginea este mai mult de jumătate alimentat cu apă prin grija și cheltuiala cetățenilor, nu e normal să intervină și statul respectiv Consiliul Local să alimenteze și zona aia. Să intervină cu niște bani și Consiliul Local. E normal să intervină. Vreau să vă duc la conștiință că raportul este nefavorabil compartimentul de securitatea primarului, dar avizarea, deci la comisie, raportul de avizare este favorabil. În raport specific că nu ar fi bani suficienți pentru acest studiu. Nu am vorbit cu și cu doamna contabilă, nu nicio problemă, nu sunt, putem prinde bugetul pe anul viitor. Discuții pe acest proiect. Da, domnul Boc, vă ascult. După cât m-am dus la Buzcăs, l-am întrebat și pe el. El zice că este satul Marginea, Oituzu, Călcăiu, așa, și peste vale este un master plan prins. Așa mi-a zis. Și de ce să cheltuim, așa mi-a zis el, de ce să cheltuim urmă acum niște bani pentru studiul fizabilitate când este prins în master planul ăla mare? E problema, domnul Boacă, că satul Marginea e prins, drumul din satul Marginea sunt prinsele asfaltate. În cazul în care, din primăvară sau din vară, când se va apuca, asfaltează drumul, 8 ani de zile nu mai ai voie să mai... 8 ani de zile nu mai ai voie să intervii pentru că scoate prin garanție. Domnul președinte, eu fac cruce cu amândouă mâinile. Adică aici în buricul târgului, cum ar veni în centrul satului, nu avem canalizare și nu o să asfalteze, haideți să fim serios. Dacă marginea era 5 km, acest sat nu trebuia avut grijă de el. Dar eu spun aici în buricul târgului, cum ar veni. Nu avem canalizare acolo. Dar bunii când vorbim la domnul Vici. Aici ai lăsat pe partea aia. Noi în 2010 sau 2012 s-a făcut un master plan. Cu trei etape. Prima etapă a făcut-o domnul Osoloș de 10 km de canalizare. Care a prins Oituzul și știu unde s-a prins. În a doua etapă este prins 2017-2020. 16 km, nu 10. 16. Păi dar dacă, hai să, 16 nu înseamnă 10. 16. Trebuia să fie 20. A, trebuia să fie 26, trebuia să fie 30. Așa, continuăm. În a doua etapă, din 2017-2020, va fi inclus Ferăstrău, satul Călcăi, peste Valea și Marginea. Noi deja am contactat un consultant că aceste investiții le vom face cu bani din afară, nu din banii locali, la vindu de atâția bani. Care, și deja numai pe studiu de fezabilitate de cei 800 de milioane de bani lei, 80.000 de lei. Întâi facem un proiect de hotărâri să, dacă suntem de acord să aprobăm acești bani, să fac acest proiect, că e de valoare de 15 km. Asta. Nu putem face numai pe o stradă. Poate vin și alte propuneri cu o sumă mai mică de 800. Da, pe, de aceea noi trebuie să facem studiu de, să facem un proiect de hotărâre. Propuneri pentru studiu. Pentru studiu și să vă da pe seamă, că noi am avut unul și azi 2.800.000, mi s-a părut mult. Corect. Mi s-a părut mult. 80.000 de lei. Deci, primar, la satul Marginea, distanța e mică. Da, domnul Apostol, este master plan în Robert total. Sunt de acord, am și o casă acolo, sunt de acord să am așa ceva. Dar trebuie să ne gândim că trebuie să facem un proiect pe un tot.
Nu pe, numai pe uliță. Am spus, ținând cont de fapt că satul marginal, drumul de sat mai prins la asfaltare, considerăm că în față trebuie cu apă și canalizare, după aceea asfaltăm. Nu asfaltăm și după aceea stricăm... Viceprimarul are dreptate aici, trebuie făcut tot pentru toate zonele. Corect. Prioritar să fie marginea, da, mai executare. Executare. Tot, că finanțatea s-o prinde pe drum tot. Așa, pe mulți nu ne dă nimeni bani. Din bucățele. Păi dar mai cum să-i faci cu altă dată? Domnul Bacă, în momentul până când face ceea ce se spune domnul viceprimar, timpul trece. Din primăvară, cum am înțeles, din vară, cel târziu, s-a apucat asfaltarea. Deci, dar noi putem să dăm ordine de lucrare la urmă. În momentul când ai asfaltat drumul pe margine, nu poți să mai vii să tai asfaltul, să faci apă și canal. 5 ani. Și să mai suntem de acord. Nu se poate, domnul Corpanar. Se poate. Se poate lucrarea din garanții. Tai cu Borediescu atât cât te trebuie și nu îi voie să intervii, pentru că se poate din garanții lucrarea, domnul Corpanar. Interesați-vă. Nu avem voie să... Nu ai voie să de ce e important atât satul Martin așa altii? N-am spus, toate satele sunt importante, domnul. Toate satele. De ce ții dumneata morții? Pentru că ai refus să înțelegi. Am repetat de mult, dar dumneata oricum trebuie să înțelegi, doar refus să înțelegi. Așa că n-am spus. Nu la. Satul Martin e al doilea sat. Cam a treilea camărimii după Moinuși și Ferăstrău. Și n-are nici de un leu, adică. Da. Și peste Valea de Moinuși. Peste Valea e zonă satului Moinuși. Peste Valea e participație componentă a satului Moinuși. E o zonă, cum este și Hăzvanul. Hăzvanul nu-i sat. Hăzvanul e o parte componentă a satului Moinuși. Poate separa. Vreau să vă spun că am vorbit cu domnul primar. Domnul primar a spus că este oportun să facem apă și canalizare. Am vorbit și domnul viceprimar și a spus, da, e de acord să facem. Pe baza asta am inițiat proiectul de hotărâre. Și acum că s-a întors, nu voi. Ne-am interesat și eu după aceea cu master planul ăsta, că nu este un master plan. Domnul viceprimar, deci nu inițiam acest proiect dacă nu era problema să asfaltăm. Auzi, dacă nu respectăm, nu ne mai trește bani. Dar și master plan poate să vină să mă olimpice sau poate s-au strecurat greșeli. Să nu le înghițim așa noi că vrea cei de la master plan. Consider că... Dacă sunt, într-adevăr, cum am înghițit modul de festivale. Da. Master plan nu se poate. Consider în felul următor. Poate mă ghițit. Vezi, poate am și analizat, iar nu să vină asfaltare. Așa a zis și așa. Da, eu. Da. Da. Aveți cum domnul. Eu aș fi dorit să introducem aici de Vârjă, după aia în sărată de Ferăstrău, nu mai discutăm. Este prins, domnule, pe etapul separat și nu se alimentează de la Oituș, domnule, eu trebuie să mă ia la sărată. Aici nu primim ce dar master planul în etapa 3. Dacă merge, dați un pic, dacă merge pe master plan, merge pe master plan. Dacă nu merge pe master plan, atunci merge pe margine. Și face și să facă ca la margine, face și înapoi. Nu se poate duce să facă. Nu, aia la nu se aude nimic din zona. Lasă-mă secretar. Vrem dezvoltare, vrem dezvoltare turistică, vrem agen de dezvoltare. Fără infrastructură. Infrastructura nu lipsește și asta e cauza pentru care nu se dezvoltă copul. Deci ne trebuie drum, ne trebuie apă, ne trebuie canalizare. Domnul Apostol, dar ce vă scriem acum? Dacă nu respectăm master planul, vreau să se facă și pe marginea, și pe Hârgea, și pe Păia noastră. Peste tot, dar nu. Dar nu scriem. În proiectul ăsta de hotărâre nu scrie așa. Deci, ori mergem pe master plan și cu marginea, și cu Hârgea, și cu Păia, ori mergem pe proiectul dumneavoastră și cu Hârgea, și cu Păia noastră. Am spus deci. Nu-i bine așa? Nu-i bine. Eu am spus, dar și dumneavoastră văd când vreți să înțelegeți. Dar tu, de fapt, există în acest proiect. Bine, dar nu vreți, nu, înțeleg, dar nu vreți să înțelegeți. Asta, nu că nu înțelegi, nu vreți. Am spus, atâta timp cât este proiectul hotărâri pentru asfaltare, am zis că e normal, întâi să te duci apă și canal, după aceea să asfaltezi drumul. Eu știu, domnul. Da. Păi, atunci, facem nimic, asfaltăm, după aceea. Nu mă împing, nu mă împing drumul, dar la Hârgea și Păia Națională trebuie să discutăm de rețea de alimentare cu apă separată. Iar dacă vorbim din margine, este o extindere a rețelei de apă existentă deja. Toată marginea se asfaltează. Acum trebuie să vă spun tehnic, nu se poate. Nu, eu v-am întrebat ce se asfaltează la margine. Dacă nu se spune la ceva, că nu va fi... De la cine e catolic până la margine. Atât a fost vorba.
de asfaltare. Să zice, nu e așa mare diferență. Nu a fost vorba să asfaltează partea. Nu, domnule. Până la că am zis că s-a asfaltat din partea de cea mai tăpini de la... De unde a asfaltat drumul de la partea? S-a venit din partea aia până la... Trebuie la cimitul la cimitul. Asta e ceea ce mi-a promis surata prezentă. Din partea de asfaltat. Asta e ceva. Dragi m-a oprit, vreți m-a oprit. Atenți, dragi m-a oprit. Ce mă înainte de a pune la vot, nu știu dacă ați sesizat că proiectul de hotărâre nu a fost semnat de legalitate de subsemnata, motivat de faptul că, neputând fi asigurată finanțarea, conform articolului 4.9.26.2012, ne este interzisă elaborarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate. Și, având în vedere că nu-l voi semna, v-am expus motivat opinia mea, pentru că urmează ca acest punct de vedere să fie transmis și prefecturii. Ținând cont de faptul că suntem în luna noiembrie-decembrie, poate fi prins în buget pe 2018. Domnul să supun proiectul la vot. Cine este pentru? După amendamentul, dar să fie prins în buget, că asta nu se mai are. Deci... Cine este pentru? Pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cei 2 și cei 4. Și 7. 7 și 7. Da. Trecem la următoarele trei proiecte de hotărâre care au fost inițiate. Domnul Vice, invitați-l pe domnul Gust, un pic. Nu este. A bucurat la vator și el. Nu, rog, atunci... S-a făcut asta, ați văzut, s-a făcut devizul general? Nu, nici nu am făcut să-l citesc, dacă vreți să-l citesc. Proiectul hotărâre privind aprobarea documentației tehnică economice fază studiul de fotabilitate și indicatorul tehnică economice pentru obiectivul investiției construirii de dispensar medical uman localitatea unui sus. Aici. Și să discutăm că trebuie să-i... Trebuie să... Doar unul de 6.3.000. Dar nu-l aveți. Dar aștept să fie. Se aprobă confirmarea cofinanțarea proiectului în sumă de 46.573 de lei, inclusiv TVA. Se aprobă revocarea hartelor titlurilor de 6.10.2017. Ai, de capul nostru, că s-ar face tare bine. Probabil că au vin cu ceva modificări din moment ce... Ce s-a... Deasupra de vizionare, se revocă... E bine, și suprafața poate mai mică... Din 86. Nu, 86 din 10-10. Ca să știu dacă... Doamne, știți, dar nu este, dacă nu este... Nu are nici chestii, nu se face gratis, da? Nu, nu, nu. Nu fost că raportul, ce știu aici. Dar s-a nimperit dinainte, mă, jumătate de gelare. Acolo trebuie să fie și două camerete, pe stomacul. Trebuie să fie camerete, pe... Tu pun proiectul la hotărâre. Cine este pe? Toți. Trecem la următorul proiect de hotărâre, care nici pe ăsta nu l-am studiat. L-a adus în înainte din începerea ședinței. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL OITUS numărul 27 din 14.3.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitare clădire credința poarea sărată cu numărul OITUS de Zubacău. Articolul unic. Se modifică hotărârea Consiliului Local OITUS numărul 27 din 14.3.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, credința, poarea sărată cu numărul OITUS de Zăbacău, după cum urmează. Articolul 2, aneatul 3, se modifică și va avea următorul cuprins. Indicatori economici. Valoarea totală a proiectului este de 1.100.499 lei, din care construcții montaj 939.755 lei, TVA inclus. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins. Se aprobă cu finanțarea proiectului din bugetul local al Comunei Tuz în sumă de 35.886 de lei, inclusiv TVA. Discuții? Domnule! Da, domnul primar, ascultăm. Dacă nici acum, în următorii 2-3 ani, nu reabilităm clădirea aia, așa zis, grădiniță, pentru că nu mai este școală înapoi la sărată, este riscul să pierdem tot și mare păcat. Iată că dacă internatul nu-l închiriam la parohia ortodoxă din Poiana Sărată și șantina era în zero și acum, trebuie făcut neapărat, cu maximă operativitate, trebuie făcut acolo reparații la așa.
grădinița de la până pe la până. Și destinație va avea domnul primar? Grădinița deocamdată și nu se știe viitorul. Dar dacă este în picioare clădirea, nu este păcat să se prăbușească? Este foarte păcat. Una la mână. Dar trebuie să avem în vedere că poate totul se vor întoarce și ceilalți care tot pleacă, o să avem nevoie ca acolo să poate amenaja cel puțin două apartamente pentru copii. Sau poate un cămin pentru copii defavorizați. Putem face cum a fost să-i dăm o destinație la localul ăla, măcar de localul ăla. Prioritate poate sunt alte obiective în comuna noastră, plus că acești bani vin bani guvernamentali. Da, dar prioritar ca asta nu există, noi așteptăm vieți că se dărâmă. Cea mai urâtă clădire din satul pe aia e aia când treci pistă. Aia și unde a fost... Spune la tot prăcătură, cine este pentru? E din făcută. Sigur, om să nu. Ai clădire bună încă cărămida, chiar n-am uitat, așa cum este. Să trecem la ultimul proiect de hotărâre care și acesta a fost suplimentat în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorului tehnico-economic pentru obiectiv de investiție, construire dispensar medical uman în localitatea Uituș, comun. Alo, asta am trecut-o. Hai să repistim-o. Ce a trebuit făcută, domnule? Și nu uite. Mai populată și uite că... Proiect de hotărâre. Domnule, vă rugăm. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Uituz numărul 26 din 14.3.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitarea clădirii grădința numărul 3 Uituz peste Vale, comuna Uituz de sub Bacău. Articolul unic. Se modifică hotărârea Consiliului Local Uituz numărul 26 din 14.3.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitarea clădirii grădința numărul 3 Uituz de sub Bacău, sat peste Vale, județul Bacău, după cum urmează. Articolul 2, aliniatul 3, se modifică și va avea următorul cuprins. Indicatori economici. Valoarea totală a proiectului este de 653.686 de lei, din care construcții montaj 548.678 de lei TVA inclus. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins. Se aprobă cofinanțarea proiectului în bugetul local al Comunei Uituz în sumă de 21.020 lei TVA inclus. Măi, Sorin, cât era fostul proiect inițial? Păi nu, era nu, mai mic, probabil, ca nu asta trecut aici. De milioane. Nu te a venit vicele. Cât era fostul proiect pentru reabilitarea grădinițului peste Vale? Că acum am văzut că e o diferență. Era mai mic. Nu, tot acolo. A fost diferență de la dirigit de șantier de 17 milioane, atâta e diferența. De 17 milioane a ieșit. Dar și durata de execuție? Da, dar a trebuit să treacă prin Consiliul Local. Durata de execuție? 14 luni. Și aici e 12. Nesemnificat. Așa era înainte, acum am tot. Dirigiți ăștia de șantier, domnul vice, sunt mai cu lumele pe acolo. Nu toți. Domnul primar, eu am fost, cred că, de 2-3 ori pe săptămână, începând din iunie, acolo la podul ăla. O singură dată am văzut un diriginte de șantier acolo la podul acela. Și eu am lucrat cu 20 de diriginte și niciunul n-a fost bun. Așa că e clar. Lasă-o, dracule, treabă. Dar chem uită la 2-3 oameni. Bine că vin când ia salare, când ia bani. Aici e problema. Și cine trebuie să o urmărească? Consilierul s-a angajat-o primărie. Angajat-o primărie. Eu nu l-am văzut niciodată de câte ori am fost pe acolo. Ordonatorul de credit. Domnule, dacă e bun proiectantul, executantul... Bun, tare bun a fost. De aceea a dus legătura domnul primar aici la a modificat intrarea și ieșirea la pod. Dacă ați văzut podul de... Pere. Așa, domnul Cotoman, că este consilier de zonă și e foarte bine. Poate trebui să implice și mai mult. Dar podul ăla... Da, dar numai domnul Cotoman... Și un copil de 12 ani, dacă îl întrebai cum trebuie pus podul, îți spune așa. Trebuie să mai am și eu festivare? Sau... Poate asta aveți voi. Îi pus anacul, dar se duci în grădina cetățeanului. Nu știu ce o să iasă până la urmă, că... Nu, a deviat. A fost domn primar acolo, i-a chemat la ordine și proiectantul și-a după cât știu eu. Și i-a spus, acum eu alaltă era... De prima dată s-a spus că este amplasat greșit și așa va fi până la sfârșit. Motivarea este...
un proiectant trebuie să se consulte cu specialiști, cu cineva. Domnule, a făcut studiul geo, așa a motivat proiectantul și constructorul. Și cum nu putem face noi. Ia cu mouse un simbol de pod și îl pune pe apă. Și ăla se pune perpendicular. Îi pune perpendicular pe cursul apei. Și dă capă ăsta direct în exact, păi, păi când văd că am greșit un pod, ăsta s-a greșit 15 poduri. Ori facem așa la, la nesfârșit. Sfârșit în măicuzul ăsta. Dacă el nu dă, dacă nu dă coordonatele la culee, și are culea unul asta, trec după malul cu tare, pe malul stâng, pe malul drept. Și dacă nu vei coordonate, rămâne că la proiectul ăsta este perpetuat mare. Ele s-au păzut contra să se pe mine nu mă interesează cursul. Lipsă de urmări. Lipsă de urmări. Eu trebuie să mă duc cu proiectantul. Domnule, să supunem un lucru. Domnule, ați venit la subiect, domnule. Aici e vorba de școala de... Din grădini în sănătate. Da, domnule, da, domnule. Să supunem, dar vreau să cine este bine? Păi, acum discutați de pot. Trebuie să... Podul, podul am zis plată. S-a deliat podul cu aproape 2 metri la intrare și la ieșire. Cine vrea să facă un pod, ca să-i presă la pus. Să ducă să vadă un pod acolo. Sau să vină pe fază, da, mai vadă. Mai mișto. S-a făcut campanie pentru primar. Domnul Apostol a venit și a spus în gura mare, bă, dacă mă votați pe mine, vă fac podul. Nu ne-am văzut, domnul. Unii mai văzut dumneata ca să vreau. Eu te-am văzut, că unde ai făcut campanie. Și așa e campanie. Batalea am impresat că ai ceva cu... Batalea de ghezi, domnul. La fiecare ședință... Noi acum suntem dintre regiți. Asta este problema. Da, de ce? Gaze, gaze, nu canal, nu? Nu vreau aveți gaze, domnule, până la sterpul acolo. Aveți gaze, de ce nu mergeți mai la vale? Încă nu știu. Eu vreau să-i domnule inundabil. Să te-a un pic la podul. Nu trebuie să iei chipțeala. Faci cere cu banii domnul primar. Am vorbit cu domnul primar, clar și-a zis că o încerce de cine de cursul anului viitor să duce la Delia. Acolo se rezolvă treaba. Domnul Păstine, domnul Vigie este aici? Nu. Nu, a ieșit să se vede. Treaba asta la posibil. Nu vreau să se vede. Bă, nu-i nimic, nu-i nimic. A venit o fotă de încăsată, dar probabil. A treaba, fii recunoscătoare. Domnul Păstine, un pic de linci. Mersi. Avem o scrisoare. Dar aici consider că ar fi bine să o multiplicăm la Xeros, o dăm la fiecare consilier. E vorba de o asociere. Ideea este dacă se inițiază sau nu proiect de hotărâre. E vorba de o asociere. Da. Aici. Nu putem noi să... Dar n-am studiat-o, n-am văzut nimic, o citim și... Mie mi s-a spus o aduc la cunoștință, dar nu cred să... Asociere cu cine-i dobi acolo? Ce asociere? Uitați aici. Stimate domnule primar, dacă mă ascultați, vă scriu în numele asociației Proforest. Am înțeles din discuția dumneavoastră că domnul Coși, președintele Proforest, ca și primăria Oituz, vede necesitatea asocierii între proprietari de fond forestier din România și intenționează să facă demersurile în vederea dobândirii de către Comuna Oituz a calității de membru în Proforest. Adică, să dăm un pod de principiu care noi apar nu avem. Nu, asta o lăsăm. Sunt omultite ce fără discutăm mai extraordinar. Da, era dacă se inițiază proiect de hotărâre. Dar nu știm, domnule, ce zice. Dacă nu știm despre ce e vorba, cum vorbim. Dați-i citire, n-am. Dați-i citire, dar fiecare trebuie să spună. Fiecare să studieze, să spună părerea, nu așa. E multiplicat. Cine-i Proforestul ăsta? Eu nu se știu. Eu nu se știu. Păi vă asocia să ne mai jurulească, că nu le-a tăiat destul pădurile. Dar sunt niște condiții unde asocia, sunt mai multe chestii care nu mai fac la asocia. Și ai noștri, să dă puțin un lucru mai profitor. Poți să efectuate lucrări de împădurire pe terenul goale al Comunei Oituz. N-ar fi rău. Și prin obținerea calității de membru, se arată că o tornatore direcționează 2% din impozitul pe profit către Proforest,
din care Proforez va efectua lucrări de împădurire pe terenul goale ale comunei Oituz. Înțelegem, vă citesc pe scurt, înțelegem că dobândirea calității de membru trebuie confirmată de către Consiliul Local al comunei Oituz. În acest sens, vă întrebăm dacă a avut loc deja dezbaterea și aprobarea aderării. Vă transmitem și pe această cale anexate copii ale actului constitutiv la mine n-au ajuns și ale statutului Proforest. Dacă nu a avut loc încă aprobarea aderării, vă rugăm să ne transmiteți la care ședința Consiliului Local se va discuta adeziunea la Asociația Proforest și să ne transmiteți dacă doriți să participăm la această ședință pentru a oferi mai multe detalii despre asociație. Așa e. În ședința extraordinară. Deci să-l invităm la ședință și apoi inițiem proiectul de hotărâre după ce despre ce-i vorba, da? Conținut, dacă e, putem da un vot de principiu. Nu, dacă vreți, invităm la ședința următoare. Da. Vedeți despre ce vorba și următoare inițiem proiectul de hotărâre. Da, domnul, spate. Asta am văzut că ne-a dus la cunoștință prin pădurile astea, dacă ne-am ceva aminte. Eu v-am dat citit. Nu, eu fac tot dintr-un raport. Dacă e vorba din țară, și mai puteam mă tot la doară. Să vă explici și beneficiarea mea asociată. Dă 2% din ăsta. E ceva. Domnul consilier, e rândul să dăm cuvântul domnului invitat. Dacă s-a primit acolo. Vreau să mă uită și eu. Doriți să luați cuvântul? V-ați spus, domnul Constantin. Doamna secretară, domnule președinte, stimați consilieri, îmi pare rău, îmi cer scuze la începutul ședinței, adică a luării cuvântului, poate o să jignesc pe cineva sau să simte jignit prin cuvântul meu, îmi cer iertare de la început, dar ce faceți dumneavoastră, ce ați făcut astăzi aici, e de râsul lumii. Vă rog să mă credeți. Deci, nu interveniți, vă rog să mă lăsați să-mi termin ideea. Păi cum ați început dumneavoastră ședința Consiliului Local astăzi, are ce vedea toată comuna și nu numai comuna noastră. E exact ca la anul nou. Băltenii la gunoi, peste vale la gunoi. Nu se poate așa ceva. Sunteți oameni bine pregătiți, sunteți oameni cu studii și așa mai departe. E păcat. E păcat că râde alții de noi. E păcat. Și acum se intră un subiect. Am la mine carnetul de partid, care l-am arătat și rândul trecut. Nu, dacă ea nu-i domnul Bici. Nu, dar e domnul Bici și eu îți mulțumim că e domnul Bici aici. Deci sunt membru de partid, dar vă spun sincer, mi-e jenă, să nu folosesc alt cuvânt mai dur, mi-e jenă că sunt membru de partid al organizației PSD. De ce spun aceste lucruri? Din cauza că cine ne conduce pe noi atât pe plan național cât și pe plan local la ora actuală, pentru mine sunt niște oameni de nimic. Și nu cât mai trăiesc, o zi, două, nu vreau să mai aud de acest partid, vă rog să mă credeți. Și vă arăt și dumneavoastră, din acest moment, nu mai sunt membru al Partidului Social Democrat. Motivul ăsta e. Și acum să intrăm în subiect. Mi-aduc perfect aminte când făceați campanie electorală. Vă vedeam pe dumneavoastră și alți colegi ai dumneavoastră, vă vedeam prin piață, duminica. Vă vedeam prin comună, veneați, bine mersi, din poartă în poartă, voi fraților, mă alegeți, pace, îndrege, nu știu ce. Și nu vorbesc din amintiri, am cărțile pe față, am aceste platforme, program la partidele care sunteți aici dumneavoastră. O să-mi spuneți că, domnule, n-avem putere și așa mai departe din cauza primarului și așa mai... În fine, acum 4 ani tot la fel spuneați că, voi. Osolo și un cretin, vă rog să mă scuzați de expresie, Osolo și un cretin și noi am face, dar nu putem de Osolo. Acum nu puteți de actualul primar. De ce? Nu se poate așa ceva. Și aș ruga pe... De asta am și cerut ca domnul primar să fie aici. Îl rog pe domnul vice să ia această platformă program a Partidului Social Democrat și să încercească și mie din toate punctele, din toate proiectele care le-am pus aici, Ce s-a făcut până acum? Eu o să cercuiesc la sfârșit de mandat. La sfârșit de mandat. Uitați, fraților, așa trece timpul. Mâine poeme se expiră acest mandat și pentru locuitorii comunei Oituz nu se face nimic. Am văzut în cuvântul dumneavoastră că menționați satul Marginea, satul Călcăi, Foiană Sărată, Hârja și așa mai departe. Nu știu, noi, Hăzmanul, Balta, Curtea și așa mai departe, nu avem reprezentanți în Consiliul Local? Nu știu. Întreb. Nu se discută nimic de această zonă, doamne.
Dar nu se poate face așa ceva. Vă rog să prindeți în proiectul de hotărâri și aceste, să nu le zic sate, aceste zone. Nu s-a discutat la această ședință, dar la, s-a discutat. Băi, fraților, dar chiar nu vă iau așa un pic. Dar la noi, dar acolo nu e apă trasă, acolo nu e canal, nu e nimic, 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 nu e gaze, nu. Pentru ce plătesc eu taxe și impozite? Și apropo de taxe și impozite, să nu vă împingă păcatul, faceți bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul. Să nu vă împingă păcatul, vă rog din suflet, să nu vă împingă păcatul să măriți iară taxele locale. Că jur cu mâna pe cruce, ori nu mai plătesc deloc, ori eu vin cu chitanța de anul trecut și dacă un leu depășește ce am plătit anul trecut, nu mai plătesc la Consiliul Local. Că n-am pentru ce. Nu personal să-mi facă mie ceva. Dar nu s-a făcut absolut nimic. Veneați în campanie electorală, băi, Neaghiță, că aici parcul ăsta, dar știți ce o să fie aici? Păi, bacurgii lapte și mieri, toți copiii aici și-o fac. Nu s-a făcut nimic. Trebuie să recunosc. Adunăm gunoaie. Toamna, vara și primăvara le dăm foc. N-am lăsat nici verzi și tipa acolo, că mai vin copiii de la școală și nici jenă nouă, ca și locuitori a acestei zone, să lăsăm copiii să vină în mizerie acolo. Și grădinița de multe ori mai vine acolo o oră, două și așa mai departe. Vă rog din suflet, hai mobilizați-vă, că trebuie să vă spun și pe asta. Mulți dintre dumneavoastră, nici în cele mai frumoase visuri n-ați visat că o să ajungeți consilieri locale. Că o să aveți destinele acestei comuni în mâna dumneavoastră. Vă rog să mă credeți. Și încă o dată îmi cer iertare. N-am venit să vă judec. Nu sunt eu omul. Din contra, Cartea Sfântă spune în felul următor. Suntem în postul Crăciunului. Hai să fim mai buni, mai toleranți, mai iubitori și așa mai departe. Dacă vezi ce se întâmplă la nivel local, îți bine să urli. Nu mai poți să fii nici credincios, nici într-un fel. Și de aia, n-am venit să vă țin moralitate dumneavoastră, că v-am zis, sunteți mult mai în vârstă ca mine și sunteți mult mai pregătiți ca mine, dar nu o să poată așa ceva. Și în primul rând, eu consider că vă fi președintele comisiei. Nu trebuie să vă dea voie, domnule, să vorbiți unul peste altul și așa mai departe. Trebuie să fie o lege, trebuie să fie o hotărâre a Consiliului Local, domnule, dacă m-am înscris, domnul Ionel, m-am înscris la cuvânt, să mă lăsați să-mi termin ideea. Și pe urmă, faceți ce vreți. Dar nu se poate așa ceva. Din suflet, vă rog. Din suflet, vă rog, am înțeles că salariile le-ați dublat. Nu mă interesează, puteți să le triplați. Faceți ceva și pentru comunitatea asta. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc. Și poate la anul o să fie mai bine. Să sperăm. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Domnul președinte, numai două minute. Domnul Costanul. Da, domnul. Sunteți aproape acolo. Cum nu s-a făcut chiar nimic prin ăsta? Podul ăla că de mai sus de Florăi. Uitați reprezentantul dumneavoastră. Dar de ce amintiți de podul ăla, domnule? De ce, domnule? De ce amintiți de podul ăla? Da, cine l-a făcut? Bine dat, ce e acolo, domnule. Dar întrebați-l pe domnul Florăi. Spuneți de ce, puneți care e treaba, domnule. N-am mai refăcut drumul, domnule. N-am mai refăcut drumul. N-am mai refăcut. Mai trebuie 10 ani. Apa să nu spun la Cosmos, domnule. Cum nu s-a ajuns? Dar cu cine? Dacă nu s-a făcut parcul, într-adevăr, așa este. Și apa acolo. Nu s-a mai făcut. Tot aveți dumneavoastră copiii dumneavoastră să ducă acolo. De la mini pe prunt au ocupat toate pe prunturile și a scos la licitație dumneavoastră, știți? Și atunci de ce stați? Ce? De ce nu, nu! Că eu aici am țipat cum țip și acum. Pentru prunturile, pentru terenurile alea. Nu faceți nimic dacă țipați. Nu că nu face nimic. Nu s-a făcut pentru că organul de specialitate... De exemplu, domnul inginer n-a urlat, n-a zis nimic. Păi nu, n-a urlat că n-are pentru ce? Nu am pentru ce? Nu, am anti-educație. Și o altă dată, mă, cu joci mești mai mare. Bine. Așa a fost, așa m-a făcut mama. Nu s-a făcut nimic, domnule. Pentru zona nu s-a făcut. Nu s-a făcut în altă parte de la PP. Și dacă tot ați ridicat problema asta, domnul Boacă, hai să vă dau și reproș. Da. Venea cu domnul Francis Boacă, care a aspirat la postul de primar. Bun. Și s-a dat cu PSD-ul. Dați-mi voi, vă rog. Nu s-a dat el cu PSD-ul. Da, s-a dat cu PSD-ul ca să iei post în primărie. Nu, că una să vise o indemnizație de 50 de lei sau 70 de lei și alta să ai un salariu. Nu, că el a fost ales cu PSD-ul pentru că am vrut să-l băgăm viceprimar. Și nu s-a făcut așa ceva. Păi, fraților, bine. Așa a fost. Dar să știți și dumneavoastră, iar încă o chestie. Noi nu suntem bagați primarului. Noi suntem aici aleși ca și el. Da. Și nu suntem subordonați primarul, să știți și dumneavoastră. Iar faptul în sine că nu facem ce vrea. Ce-ați promis? Nu, ce-ați promis? Nu, ce-ați promis?
promis. Uite, domnul. Uite, domnul, și uite, domnul, și platforma dumneavoastră, vă rog. Dar asta nu e problema. Cum să nu suntem doar că sunt versate puncte. Deci nu facem, dau un exemplu, nu facem podul la boacă, a scris Francis. Facem, a spus altceva. Nu, nu a, a spus din 12 ani să facem podul acolo la, la cazana voastră. Domnul, uite asta l-am făcut. Îmi pare rău că ați vorbit la ton. Eu nu am suntem, frumos. Nu suntem, și eu nu. Vorbesc frumos, dar știți care e problema? Nu. Noi suntem consilieri, nu suntem comandă de specialitate. Și noi luăm o indemnizație, nu luăm salariul de la primărie. Da, știu, luăm o indemnizație de care o consumăm pe, pe benzină și pe telefoane, dacă vrem să știm. Și nu suntem obligați nici să măsurăm terenurile, nici să mergem. A, ca să ne dăm de acord, da, ai cu totul altceva. Corect, domnul. Conform legii 2005. N-am să uit niciodată ziua când ai trecut cu domnul Francis. Așa, și am zis că mă reface parte. Domnul, gata, mulțumim. Da, o secundă. Auzi, gata, eu nu mai zic nimic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mă lăsați 5 minute. Vă lăsați venit să vorbesc, doamne. Ai făcut tot ce ți-ai vorbit. Stop. Dar eu, dacă nu ți-ai lasă... Înscrieți-vă la cuvânt, domnul. Vorbiți civilizat. Nu râvnim, domnule, dar ăsta-i vocea mea. Să întrebe ceva. Da, domnule, și-a dat de aici să faci un parcul ăla de care toată lumea a trecut pe mine. Mă las să vorbesc? Da. Taci. Trebuie să... Toată lumea a trecut pe acolo, domnule. Am promis inclusiv eu, inclusiv toată lumea, că facem o zonă frumoasă de agrement. Am dreptate, domnule. Am dreptate. De ce te supără? Dar nu ne supără, domnule. De ce nu ne gândim să creăm un proiect comun? Eu n-am să pot singur, fiindcă n-am majoritate. De ce nu gândiți să creăm un proiect cum toată lumea și mea ta ai promis? Ții minte? Da, domnule, da, domnule. Da, domnule, da, domnule. Nu faci încă drege. Eu am fost primul care a promis treaba. Hai să-i zicem, domnule, asta vine să ne trebuie. Ce facem? Ce am gândit să facem? Nu ca să facem povestiri. Nu-ți povestiri. Deci, deci, putem să inițiem, să-i spun, da, domnule, aici aici aveți dreptate, inițiem un proiect de hotărâre. Când? O să ne gândim, vedem acum, să stabilim, pentru a amenaja parcul și curățenia acolo, în fața casei de proiect. Este domnul. Este domnul. Este domnul. Este domnul. Este domnul. Este domnul. Și nu încerc să demarăm să facem ceva. Nu trebuie să-l informăm. Nu trebuie să-l informăm. Și noi am votat pe cine. Nu trebuie să-l informăm. Domnule, am ridicat problema de data. Este băieți făcut. Nu trebuie să-l facem. Nu trebuie să-i spunem. Da, să se demarăm. Nu mi-a făcut ce-am dat din problemă. Nu-i explicat altceva. Nu-i explicat altceva. Nu-i prostit. Pe podul ăla care l-a făcut nu-i prostit. Lasă podul, vorbim de pod acum. A zis că n-are consilier de rezultat. Domnul Bacu, numai un pic. M-ați înțeles ce vreau să vă zic. Dacă în zona... Trebuie să iau legătură ca să putem să facem. Să am înțeles. Dacă în zona aia la curs, unde a fost stadionul și unde s-a vrut și trebuie să amenajezi un parc pentru copii, nu se repară, că nu se fac rigori de scurgere a apei rezultate din aluvioni, de la școală până sus la, la, la stadion, fostul stadion, nu se poate face nimic acolo. Aveți dreptate. Sunt vreo 36 de familii care se urcă când plouă și când ninge, vai mama lor! Oare acest drum de, de circa 400 de metri de lungime nu se poate face, domnule? Într-o comună ca Oituzu, care e prioritate, se duc oamenii, nu știi cum se duc. Am făcut și sunt două indicatoare, două indicatoare aici la șoseaua națională, către cimitirul monumentului cavaleriei. Pe unde se duc? Se duc până la școală, se întorc înapoi. Haide să facem că nu costă nu știu ce. Ajutăm și cetățenii din zonă, ajutăm și cei care vin să viziteze monumentul cavaleriei. Asta trebuie la multă vedere, prima drumul ăla. Și apoi vedem noi și terenul ăla. Nu, domnul prin bagaj. Da. De mine m-a nervat că de ce spune că chiar nu s-a făcut nimic. Dom'le, cum nu s-a făcut pod? Dar nu s-a făcut în zona aia. S-a făcut în zona aia, nu s-a făcut nimic. E un pic mai sus, domnule, care-i problema? Dar la mine pe sus și dracu s-a făcut, domnule. I-a luat terenul, de aia trebuie. Nu te lua terenul, pentru că s-a dat acolo. Aveți răspunsuri? Să le asta știu, să le iau un Lasă-mă! Vreau să vă spun că asta e a doua ședință, dar ședința cu părinții care am participat, care mi-a plăcut și o să mai vin. Eu am o problemă. Vreau să întreb dacă ștampila primăriei este valabilă pe un act. E valabilă.
E valabilă. Dacă e valabilă cu un act, care am o problemă cu un lot, cu sormă la curte, a fost o comisie care am chemat-o eu ca să punem hotarul pe teren pător. A venit comisia și a constatat că s-a făcut un gard ilegal. S-a făcut prima dată un cadastru legal, după acte. L-a anulat, cum n-a ținut, sora mea, l-a anulat, a făcut un gard în afara limbii actului care l-are ei, după ce a făcut gardul, a făcut alt cadastru. Când s-a terminat cadastru, a venit la mine ca vecin să semnez, pentru că sunt de acord cu măsurătorul. Eu am zis că nu semnez un act care nu este ilegal. A venit și a semnat domnul primar că este de acord cu măsurătorul. Care este valabilă? Care a făcut ancheta? Care s-a făcut procesul verbal că nu este legal, nu s-a făcut? Sau ce a semnat domnul primar și s-a penalizat... Care s-a penalizat... cadastru. Primarul nu poate să treacă peste comisie. Deci asta vreau să întreb, care este? Eu am un dosar, eu am acte, mai am la arhivă, îl scos un dosar și îl bag în instanță. Și eu vreau să văd, poate să semneze primarul în locul meu că e de acord cu măsurătorul să treacă peste comisie? Nu poate. Voi. Bun. Atunci, care e problema? N-are cum să treacă locul. Comisia asta în care... Eu am întrebat și avocatul... ...în fața locului, din punctul meu de vedere, nu au nicio valabilitate juridică. Nu suntem executori. Doamna secretar, comisia este formată printr-o... Comisia, uitați, am aici acte. Poftim, citiți aici. Dacă e formată... Doamne, citiți aici, ștampila primării, sunt acte, poftim. Uitați, toate aici. Comisia care este, poftim. Și aici este procesul verbal, semnat de comisie. Dar știți la început, că știți, că știți. Ce să știu la început? Ce să știu la început? Este comisie care a fost și după care primarul a semnat că e de acord cu măsurătoare. A semnat procesul verbal de vecinătate, asta e problema dumneavoastră dacă a semnat. Eu nu pot să zic nici că a semnat, nici că a semnat, că n-am văzut, da? Ce vreți? Pe variație eu. Acționată în instanță, dacă considerați. Până la cum? În alte localități, dacă se face o construcție, cum se poate de autorizații dacă nu e legal? Se poate da autorizații dacă nu e legal? Dumneavoastră veniți și îi spuneți aici foarte multe opinii pe care noi nu avem cum să le știm, că nu cunoaștem problema. Păi dacă de mă și fac un gard într-o parte, deci am acte pentru un metru și îl fac la 8 metri. Ilegal? Ilegal? Nu-i domn primar aici... Păi domn primar n-a venit când m-a văzut pe om. Asta e semnătura primarului Caiter, am impresia. Nu, domnule, asta e trasă chita. Nu, e vorba de semnătura asta. Nu, domn, dar eu am și dat un primar aici. Nu, dar aici văd că e schița, e schița după care e legal făcută. Da. Asta, dar strada când se face, nu o să facem prezența vecinilor. Da, trebuie să le cunoască vecinilor. Nu, nu e de aia. Se pare că s-au făcut buză la șlet fără... Da, a fost acolo să facem. O să facem, așa este. Ce zâmbaie? Mai e, nu se poate. Faci cadastrul nu vorim. Închide cadastru cu aprobarea vecinilor. Da, a semnat primarul. Da, nu se demonstrează. Am înțeles. Deci, primul cadastru s-a făcut legal după acte. A văzut că nu e bun, a făcut gard. Pe mai mare și a venit și a făcut alt cadastru. Când s-a finalizat cadastru și finalizeze, a venit ca să-i semnez eu. Domn Boacă, numai la judecător poți să... Problema e că noi suntem acolo. Dar ați văzut domn primar? Ați vorbit cu domn primar, chestia asta și ne-a spus nouă cerință? Păi i-a spus domn primar, eu zic că el e de acord cu măsurător. Domnule, dar dacă a fost comisie și nu-i făcut... Dar noi trebuie să ai o vătăveșnică, să poate face două cadastre, de ce nu aș... Cum se semnează primarul în locul meu de vecinătate? Locul dumneavoastră nu are voie, domnule, n-are. Dacă n-a semnat în locul dumneavoastră, eu nu pot să zic că n-a semnat, că nu știu despre ce e vorba. Păi dar de ce a semnat în locul meu? Păi locul dumneavoastră nu are voie, dar poate nu în locul dumneavoastră a semnat și n-am înțeles. Păi dar în locul meu, că acolo e pe cadastru scrie, sunt de acord cu măsurătorile. Deci așa fi, sunt... Păi nu ar, dar este la cadastru. Recunoașterea de la primărie, pentru că există acolo și... Noi am înțeles. Noi am înțeles.
Domnul președinte, la noi în primăria asta nu se știe decât du-te la judecătorie. Deci primăria asta nu se implică cu nimic, nu se implică cu nimic. Domnul primar, nu ești un primar, nu ești un primar. Domnul, am mai făcut încă o comisie. Primar și atâta toți, ce mi-a arătat primar? Mar, luni, luni a făcut iar o comisie. A venit domnul Chinesc cu domnul Plăia. Domnule, vreau să arcă, e primăvară. Un proces, eu îi dau drumul oricum. Durează un an de zile. Eu știu acum, ați paragină? Uitați, eu i-am dat acte, tot măsurat. De aici, aici, bat în țăruș. A venit, a măsurat, a venit cu trei polițai la poliția comunitară, parcă criminal acolo, că așa vine mereu, când au cipa că ăștia în primărie, poliția comunitară, și a zis, domnule, mie măsor după actul meu. Îmi bat țăruș ca să ar. Nu pot dacă nu e soră ta acasă. Domnule, e de actul meu. Deci măsor după actul meu. Domnul viceprimar. Nu, nu, nu. Cunoașteți... Cunoașteți, sigur că cunoașteți. Adică să aduce la curții, domnule. Sigur că cunoașteți, nu. Să lămuriți, nu. Sigur că cunoașteți. Eu, e primăvară, vreau să ar. Deci e bine să-mi bată țărul după actul meu. Venim trebuie un metru de pământ. După actul meu. Ca așa, deci că se fac peste cadastrul ăla. Băi, cadastrul e făcut ilegal, domnule. Mi-i fac după actul meu. Așa. Da. Mulțumim, domn Boac. Domnule, la răspund. Două probleme. Ascultați, domnule. Așa, aș dori să facem o listă de priorități pentru 2018. Discutăm de mai mult timp de treaba asta, dar nu s-a finalizat discuția asta. O listă de priorități. Haideți să ne gândim la obiectivele pe care le... Priorități sunt care avem deja documente. Ei, alea le trecem. Vă pot spune eu câteva din ele. Alea le trecem ca să nu renunțăm la cele pentru care sunt documente. Și alea care s-au discutat în campanie, domnule. Unii, de alții. Domnule, nu așa. Și alea. Și alea. Și alea. Nu e bine să le discutăm noi aici, să finalizăm. Și asta. O listă. Da, da, da. Le propunem aici. Listă de priorități. Și a doua. O chestiune, am fost la Fierăsău în magazin și lumea m-a întrebat acolo de ce nu se aprobă gaze la locuitorii satului Fierăsău, deși conducta de gaze e dusă până la școală, până nu știu unde și așa. Trece prin fața porților, jefețe. Trece prin fața porților și oamenii nu au dreptul să se raporteze de la conducta de gaze. Vechi de 5 ani, cel puțin 5 ani. Deci trebuie un distribuitor de gaze. Ministerul Dezvoltării. La Ministerul Dezvoltării a fost scroci și acum 4 ani, sunt și acum. Trebuia eu am trimis în perioada mea, 4 ani de zile, adresia Ministerului Dezvoltării să trimit un distribuitor de gaze. Și am făcut precizarea că Oituzul de 15 ani are gaze și distribuitor de gaze în comuna Oituz este Eon Gaz Târgu Mureș. Și lăsați-i pe ăia dacă vreți, dacă nu trimiteți altul. Nici în ziua de astăzi n-au trimis. Nu știu dacă din 2016 am plecat eu, acum conducerea mai a făcut o sesare. Cred că au făcut. Dar să vedeți câte nebuloase sunt în țara asta. Sunt multe. E păcat să conduc acolo și oamenii pe un dumnitul de gaz. Eu le-am promis oamenilor din Fierăsău cu care am discutat, că ridic problema în Consiliul Local, să vedem ce putem. Supun atenție conducerii și mai multe lucruri. Acum am înțeles la ultima intervenție că nu s-a făcut recepție. M-a făcut rețetă cu tot. Așa ne-a spus, că n-au rețetă. Ei, ce i-a spus? Conduca de anul zi, din fața la... Acum, cum să mai verifici, să vadă ce este... Domnule, tu niște ești proști, domnule, tu niște ești proști. Deci se spală așa, deci cum și mi-am dus, dar ei nu da, s-au schimbat și ei, s-au schimbat și la ei. Tot obiectiv de investiție s-a finalizat prin 2013. Da, eu cred că... Da, domnul Jureanu, da, apropo de gaz. Mi s-a cerut să aducem consilierii cereri de înscrierea cetățenilor care doresc. Și sunt sute. Nu avem niciun rezultat. Da. Pe margine, peste vale. Nu știu, ce l-a căzut, dar s-au dus. Da, s-au ce vorbești, domnul Ungureanu? Eu am depus o sesizare de acum două luni de zile și ți-a ieșit care e. Care e. Domnule, o sesizare nici acum n-am primit răspunsul. Oprește, am venit cu semnături la cetățeni și sunt destul de suficiente, sute, pentru plasarea gazelor. De ce nu avem niciun răspuns? Dar este magistrală până acolo, este? Nu este. Nu este.
ei au spus să facem, un început să aducem un număr de ei. Așa este. Deci toate datele astea s-au strâns, s-au centralizat. Când vine așa mă trebuie să ocupi treaba asta, s-au dat la EU. Acolo e. La EU, da. S-au dat la EU. Nu ca să știi. Și acum e EU. Poate clarități. Eu cred că le aprobă. Deci sunt spre aprobare, da? Da. La EU. La EU. Am și eu câteva probleme. Mulțumesc. Mai uitat. Da, să încadăm un buget. Și bănuiesc că trebuie să ne plinim într-o ședință, nu? Să stabilim, să plinim fiecare cu cei din zonă și să facem treaba asta. Ce spuneți? Ianuarie, deci. Bănuiesc să nu fie târziu, în ianuarie, domnul inginer. Nu e târziu. Nu, când știți că e în ianuarie, să plinim să anunțăm. Sau la următoarea ședință extraordinară, putem discuta. Sau la următoarea ședință extraordinară, ce spuneți? Cum spunem? Ok, și cât de repede posibil, pentru că poate mai bine. Nu putem noi decât să o completăm, să o ajustăm. Și noi să propunem atâta facem. Da. Da. Da? Atât am auzit. Dar inițiativa trebuie să pornească de la noi. Vreau să-i aduc aminte lui domnul Neniu că noi nu propunem, noi hotărâm, deliberăm și hotărâm. Da. E cu totul așa. Ce propunem? Propunem aia, da. Este, de exemplu, sunt studii deja de fezabilitate pentru câteva obiecte. Dar și trebuie să hotărâm dacă nu propui. Da. Nu, dar apropo de ce spune că propunem primarul, iar noi deliberăm și hotărâm. Domnul viceprimar, încă din luna octombrie am fost cu domnul viceprimar pe drumul Tisa, s-a format o groapă, s-a lăsat pământ, s-a format o groapă. Deci dânsul cu Dusterul 4-4 nu s-au comentat să treacă pe acolo. Am dat înapoi. Mi-a promis că duce autogredul, ca un fund de gaură aia. Deci se culegeau strugurii. Era perioada când se culegeau strugurii. Nici în prezent nu s-a dus un bolovan sau un bărat. Am sunat de enorm. Poate să confirme aici, săptămânal l-am sunat domnul Bici. Că strâng bolovan, că s-a stricat buldo, că... Dom'le, ba lasă, nu neapărat bolovanul. Ba lasă-mi fundăm gaură aia să treacă oameni. Aveți dreptare, să termin eu și după aia, da. Așa. Tot pe drumul Tisa, în dreptul de un an de zile, am ridicat problema aceasta. La domnul Cojo. Este o țeavă care e înfundată cu mâl și suspendată în sus. Deci nu postești nici cu căruț, nici cu mașină, trebuie suspendată țeava aia. Și așa, domnul, trebuie decolmatată țeava, nivelat, să faci șansă și împăduți țeava înapoi pentru scurgerea apelor pluviale. De un an de zile, problema asta, nu s-a făcut nimic. M-am rugat domnul viceprimar să transportăm pământ de aici, de la șanțul ăsta, care îți face șanțul, dar cataranul nu ajuns și cum a fost. Mi s-a promis că duce, până pe gen, nu s-a dus nicio mașină de pământ. La Dogărești, unde punte la Dogărești, este o gaură în izlas, cu ani în urmă s-a exploatat balast de acolo și a rămas gaură. Având pământul ăsta, câteva mașini ar fi bine să redăm suprafața izlasului, să înfundăm gaură aia. La punte la Dogărești, domnul Bucicu. În stânga. Cum te duci pe punte, în stânga. Este o gaură mare, ți-a excavat balast. Și numai bine să putem reda, să refacem izlazul. Așa. Ar mai fi o problemă, stații de autobuz. Am vorbit în denumărate rânduri. Arată ca după bombardament, domnule. Deci trebuie să uite că le-a trecut vremea. Domnule, trebuie avut un pic în vedere. Suntem huligani. Duceți-vă la Bogdănei, duceți în celelalte comuni. Vedeți cum sunt stațiile de autobuz. Da. Cum s-au făcut așa sunt. Da. Aici nu avem tineretul ăsta, nu numai că sparge, rupi, violează. Nu avem poliție, nu avem poliție locală. Numai cu numele poliției locale. Și mașină le-am cumpărat. Violează stațiile. Nu vreau să stați, violează pe bătrânii! Domnul Ruzea a fost pe treaba de facem cu domnul viceprimar, mai facem nimic. S-au încheiat contracte pentru dezapezire? Nu avem lamă, dar, de exemplu, când minge domnul Mas. Domnul... Vezi, ieși și dumneavoastră, și festivale, și pihăți, mașini, bucăți, și pană, să la... Niciodată nu au fost, cred că, contract de dezapezire. Nu, în perioada mea, așa e spre
10 ani nu a fost așa, este și nici nu are cum să fie. Unitatea are fundul excavatorului și a pus, îi pune o lampă și tractorul de zăpeze. Nu, 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 dar avem toate. Că este, sigur că este. Dar mai e, mai e. Nu sunt fonduri pentru așa ceva, dacă le creăm noi. Domnul Zorel. Și îl plătești o lună și el nu lucrează decât o zăcăzință. Așa, poate nu-i nevoie niciodată. De-aia nu poți să faci contract. Nu poți, nu poți. Dar nu dar domnul, dar domnul Comar, aveți cuvânt. Da. Ascultați un pic, domnul. Văd că se dă curs la TISA, la toate lucrurile astea secundare, le-ar spune eu. Nu principale. Că ar fi mai bine. Dar dumneavoastră, electoratul pe care dumneavoastră țineți, la căruțași și la cei cu jeepurile. N-ar fi bine să le spuneți, să ducă până câte o remorcă de balast și să înfunde găurile. Domnul, în care în calitatea dumneavoastră de consilier, trebuia să aveți cunoștință de faptul că drumul exploatării agricole și drumul setești se le pară de către primării lor. Păi, da, și atunci... Bun, de asta tu vezi că nu am impozitat. Nu. Au tăiat tot prune din drumul. Dar n-are treabă la coadă, domnule. Păi, da, da, mașină, n-a văzut la dea? Are că valorizați toții. Cum se face? Păi, nu se face drumul. Nu se face drumul. Nu se face drumul. Nu se face drumul. E cu ce se încălzește. Asta nu principi. E cu care. Domnul Comar, noi suntem obligați să facem drumurile ca omul ducă la terenul meu, domnule. Să se face și drumurile sătești ca să mea părere. Păi, am spus și în sătești, dacă nu auziți, asta e totul altceva. Da, domnul Prândoi. Vreau să zic că am mai zis acolo două ședințe în spate. Este un drum de pe baltă care merge pe Răzman, la Gădință. Da. Am mai pus problema că era un poduleț acolo care... Înfundat? Dar s-a făcut, e bine. Dar mai este drumul care duce pe Hărțmana de Alsa, la treaba și pe Balastru, că e dezastru pe drumul ăla. Care? La grădiniță, la grădiniță, până... Ați povestit de drumul din spate, de pe Humărie, da, zicem noi. Vă încumetați dumneavoastră să duceți pământul? Ca dacă am pus apropo. Este tractor? Nu. Da. Eu vă zic, vă încumetați dumneavoastră să mergeți personal, să conduceți tractorul sau camionul. Nu stracis. Bun, nu sunteți. Da. Ați fost să vedeți cât e de îngust drumul. Zilnic trec pe acolo, domnul. Zilnic trec pe acolo. Pe jos și oare trec? Nu, cu papucul trec. Cu papucul trec. Are o altă lățime la... Pe drumul ăla, în 2015, s-a dus peste 30 de a fost remori. Atunci. Da, chiar. Să vă povestesc invers. Da. Țineți minte când Hitler era să răstoarne mașina la soacră-mea în grădină? Lăsați asta că... Mașini mai înguste în casă. Nu încap mașini înguste. Tractorul nu încap. Vreau să vă spun. Tractorul de la primărie a ajuns din pe Hărzman, 3 remori de haine și l-a aruncat acolo. Nu s-a răsturnat. Pe drumul ce l-a trecut. Știți treaba asta? Da. Pe cum a cărat haine și gunoi acolo, acum să cari pământ să n-a stupid domnul. Vede, vede mașină, da, acolo, asta face. Cu tractorul să nu s-a stupid gunoaile. Nu se mai răstoarnă. Nu se mai răstoarnă. Nu se mai răstoarnă. Să basculeze mașina. Automat. Niște sa. Acolo mă omul o spasă. Pentru că cunoaște zona. Omul care e din altă parte nu se poate să face. La fără nu lucrează. Da, domnul Vici. Deci vreau să anunț Consiliul Local pe data de 1 decembrie manifestările de pun de coroane la cimitire la ora 11. La 11? Aici e la Poiană sau nu aici? Asta știm aici, mi s-a dat. O să fie și la Poiană. Acum nu știm exact la Poiană când. Ori 3 sau 5. Ca să știți. Eu consider că la 1 decembrie ar fi frumos ca toți consilierii să fie prezenți.
Asta o să zic. Așa zic. Domnul președinte, scuzați-mă. Pe data din tăi, au zis constructorul că merge, este, a zis, domnule, uite care... Și sub poș. Nu, e deasupra poșului, trece, a zis că dau eu o șampanie și primarul trec. La punctul trei, a promis că pe 1 decembrie defilăm pe pot. Trebuie să mergem. Domnul Greazu, spuneți. Mergem? Vecă o propună la domnul viceprimar, în atenție la toți consilieri, dacă sunt de acord. Să stabilim o zi pentru iluminatul public. De exemplu, cum vine gunoaiele vinerea și domnul Borges, care este sub contract cu noi primăria, să aibă și o zi de iluminat pe comuna Oidus. Pe săptămână. Pe săptămână. Da. Și atunci toți am ști pe zonă. Are ce să facă, dar dacă nu trebuie să termin. Dar zona e mare, fiecare să termin. Nu contează. Fiecare consilier am ști despre ce este vorba. Și atunci îi se aduce la cunoștință, o altă săptămână de vinerea. Vreau să fac un grafic. Nu, ceva, ședința închisă. Ok. 21 decembrie.